Indiferent de vârstă, fiecare persoană se bucură de cadouri oferite din suflet. Bucuriile mari vin din lucrurile mici și simple. E un sentiment frumos să știi că cineva nu uită niciodată de ziua ta de naștere. Compania surpriză de la cei dragi îți dă posibilitatea să știi că lucrurile speciale sunt create doar pentru tine. Bună seara! Eu mă numesc Victor, sunt la compania surpriză de la cei dragi. Cineva în această casă este o sărbătoare mare, este și sărbătoare de iarnă și este o magiat în casă. Domnul Eduard, da? Da. Mă tot persoana mea de dumneavoastră. Cineva prin intermediul nostru a hotărât această zi să vă fac mediu subită, mai specială, de neuitat. Cum crezi? Cine este autoarea surprizei? Iulica. Nu știu cine este autoarea. Vă doresc mult sănătate, fericire, dragoste. Să aveți numai bucurie în familie și tot ce vă doriți să se împlinească în acest an și un nou an să fie numai cu împliniri. Țineți acest cadou frumos pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Care e fiul meu astăzi? Așa că ți-o dat să iei un cadou. Mulțumesc. Fii sănătos. Și aici încă mai am pentru dumneavoastră. Așa să vă aduc aminte, vă stergeți, să vă aduceți aminte de această persoană. O să vă dau pentru dumneavoastră. Vă scrieți niște cuvinte speciale dedicate pentru dumneavoastră. Mare este cartea vieții și cu atâtea fire interesante în ea. Ai ajuns să atingi aproape jumătate din veac, dar cu o dorință de viață și o inimă cât două secole. Să fii măcar pe atât, sau și mai multe, dar tot la fel de mânimos de cum te știu. Să zicem la mulți ani. La cei mulți ani îți dorim din suflet și toți cu sănătate. Îți doresc să găsești dragostea și fericirea în orice lucru și în orice persoană din viața ta. Ești un tătic minunat și un exemplu în care la același rând tu ești pentru mamă ta un sprijin și o alinare. Te-ai născut la o zi de început al anului. Fie ca acest început de an să se împlinească visele tale. Să mergi tot înainte cu acea încredere de sine precum ai avut-o și până acum. Să realizezi imposibilul, fiindcă mereu ai știut să învingi orice. Să-i dai un exemplu în viață și cei ce sunt mai aproape și te iubesc să se aline mereu gândurile. Astăzi vin la masa ta de sărbătoare și îți zic la mulți ani. Fericire îți doresc și numai sănătate, lacrimi nesecate de bucurii și succes în toate. La mulți ani, fii sănătos! Și cu sărbătoarele când sunt vouă și ești. Eu nu știu cine e autoarea. Nu știu, știți voi tine, dar voi vă danță. Nu știu. Nu știu, nimic să lasă. În orice caz, la mulți ani, cu sărbătoarele. Și ca acest început de an să împlinească. Să fii sănătos. Frumos. Frumos. Poate, dar mama și-i spune fiului. Să fii sănătos. Să fii. Hai, vin cu așa în mine, ia. Ce-i spune mama fiului? Are emoții. Lacrimi de bucurie, oricum. Gata, gata. Să fii sănătos, crească băietul, crească să-și părintele lui în viață. Sănătate, principal, sigur. Sărbătorile de an, la mulți ani. Ai stat să-l dau mesajul, să te ieșim de zile. Poate de zile vin să-mi trec cuvintele. Ții sănătos. Privești, să ieși vin acasă la Moldova, lasă Israelul. Dar s-a depădnit Viorica? Eu nu știu, eu mă gândesc că e alta noi. Să se simtă specială este o dovadă în plus a dragostei ce o porți. Fii diferit și oferi toată atenția pentru că ea este deosebită și merită să o arăți. Oferă mai mult decât un buchet de flori. Oferă o experiență completă ce voi impresiona tocmai cu un șir nesfârșit de emoții.